dragi români, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă urez un sincer la mulți ani, un Crăciun fericit, alături de prietenii voștri, alături de familia voastră și nu uitați că în 2020, Dynamite Fighting Show va veni cu noi surprize. Până atunci, să aveți multe bucurii în sufletele voastre și să nu uitați un singur lucru, Cătălin Moroșanu tot timpul va fi alături de voi. Sărbători fericite, fanii kickboxingului de pretutindeni. Salutare fani, salutare prieteni, țin să vă urez și eu sărbători fericite, un an nou cu multe bucurii și împliniri. Vă mulțumesc pentru mesajele de susținere și de apreciere și anul care vine să ne aducă numai bucurii. Salutare dragi prieteni și fani ai kickboxingului românesc, cu ocazia sfârșitului de an vreau să vă urez sărbători fericite și un an nou plin de realizări și bucurii. La mulți ani și sărbători fericite tuturor fanilor kickboxingului, sporturilor de contact și echipei de vese în special. Să se îndeplinească toate dorințele pe care vi le-am spus în acest an. Crăciun fericit, un an nou și mai bun și mai prosper. Vă pup cu drag pe toți cei care susțin kickboxul și nu în ultimul rând, stay ready! Sărbătorilor doresc să vă urez un Crăciun fericit, un an nou fericit și un 2020 mult mai bun și în cazul sportivilor foarte multă baftă și multe titluri. Bună seara, dragi români! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă urez sărbători fericite, pline de bucurii alături de cei dragi. Vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea și încrederea voastră și ne vedem cu bine în 2020. La mulți ani, dragi români! Fanii kickboxingului, vă urez sărbători fericite și lumină în casă! Crăciun fericit! Salut, prieteni! Vă urez tuturor sărbători fericite, alături de familiile voastre, să fiți iubiți, fericiți și tot ce vă doriți voi. Vă urez tuturor un an nou fericit și sărbători fericite. Sper ca anul viitor să ne prindă cu un kickboxing mai bun și mai reușit. Pus. Dragi prieteni ai kickboxingului, vă doresc sărbători fericite, să aveți parte de sănătate, să vă bucurați de familie și la anul vă promit cele mai spectaculoase lupte. Bombardierul Pascu vă urează Crăciun fericit și anul următor, mă zeacă vin!